adevărata bucurie pornește numai atunci când îl vezi pe Dumnezeu peste tot. Restul sunt bucurii egoiste ale diavolului. Zice în Vechiul Testament, fii rob ca să mă cunoști pe mine. Și dacă nu faci nimic și doar te rogi, tu nu mă cunoști pe mine. Trebuie să-ți asumi viața ta și să trăiești așa cum trăiesc eu, ca să poți să mă cunoști, să te porți așa cum mă port eu. Adică, eu mă sacrific pentru tine și te țin în viață și tu zici, vreau să te cunosc, Doamne. Păi fă ce fac eu. Fii robul tuturor, cum este o celulă, cum este un organ, cum este aerul, cum este soarele. Totul se sacrifică. Tot ce ne înconjoară se oferă pe sine și se sacrifică pentru noi. Păi asta este soluția. Numai când nu te interesează să fii iubit, atunci vei fi iubit. Oamenii se întâlnesc și se apropie după dorințe și trebuințe asemănătoare. Vine cineva de un anumit fel în fața ta, așa ești tu. În fața ta ești mereu tu și te vezi în oglindă cum ești înascuns în ceilalți. Nu vine spre tine decât ceea ce ești tu și nu ți se întâmplă decât ce ai nevoie să ți se distrugă. Cui pe cui se scoate. Întotdeauna îți vin numai dezamăgiri care atacă egoul pe diavol. Te uiți cum sunt ceilalți care vin spre tine și știi cum ești tu. Ți se întâmplă întotdeauna ceea ce îți distruge ceea ce ești tu și nu vrei să vezi. Cât de atașat ești, atât de nefericit și de neiubit vei fi. Ce este diavolul? Când cineva pune virtuți, idealuri, principii, reguli și binele propriu mai sus decât iubirea, care înseamnă lipsa lor, decât Dumnezeu, care este viața vie, care vine în față, când pui ceva mort, cum sunt acestea de mai sus, decât Dumnezeu, care este viu și este viața, care vine în fața ta printr-un om, atunci ești în stare să ataci pe Dumnezeu și să-L ucizi, pentru că punem adevărul și dreptatea, orbinele nostru, mai sus decât viața vie care este El. Să te lași lovit și înfrânt mereu este calea divină. Cu cât sunt mai grele încercările și dacă le depășim, cu atât mai mare va fi răsplata. Suferința este numai mentală. Numai diavolul suferă, se supără, luptă și se apără. Sufletul nu-și caută binele, nu suferă, nu se supără, nu luptă și nu se apără. Sufletul nu este nemulțumit de nimic și nu vrea nimic pentru sine. Numai diavolul vrea un mai mare bine pentru el, dar sufletul nu-și caută binele niciodată. Diavolul pune virtuțile, idealurile, principiile și regulile pe primul plan și atunci când pune ceva mort mai sus decât Dumnezeu, viața care este vie, el poate să ucidă viața pentru că pentru el viața nu mai contează. Diavolul este eu mai sus, binele, adevărul și dreptatea mea mai presus de toate. Și așa se face Dumnezeu său și îl urește pe Dumnezeu cel adevărat care vine printr-un om care se opune principiilor puse de el mai sus. Omul care pune nepăcatul, dreptatea, idealurile, principiile și regulile pe primul plan este o ființă diabolizată. Ea nu poate să iubească și nu va putea să iubească decât dacă suferința îl doboară. Cum se inactivează omul cu Salvatorul? Îi este luată atenția de la el și nu se mai ocupă de el însuși, ci toată atenția este pusă pe Salvator. Se ocupă numai de Salvator și nu se mai ocupă de sine, de evoluția lui spirituală. Toate așteptările lui sunt puse în Salvator și nu își dă silința să se schimbe pe sine. Salvatorul nici nu lasă. El îi oferă avantajul că vine în întâmpinarea ignoranței și lenei lui, ajutându-l să nu facă nimic pentru evoluția sa. Când spunem că lucrurile trebuie să fie așa, nu trebuie să fie așa și nu vor fi cum vrem noi. Întotdeauna când vrem ca lucrurile să fie cum vrem noi, vor fi invers. Când luptăm și ne apărăm, egoul rezistă și întotdeauna se împotrivește iubirii, acceptării. Adică lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cheamă acceptare, cedare, renunțare la voința sa, la intervenție. Și ne unim cu el pe loc când alegem acceptarea care este el.
Dumnezeu acționează mereu făcând rău egoului. Problema este să înțelegem doar că El este Cel care face rău sau nu face rău și că e bine orice se întâmplă. Nu putem spune nimic dacă e bine sau nu e bine ce face. Orice face El este bine în fiecare clipă așa cum este și nu este nimic de schimbat din ceea ce deja este. Nu e nimic rău niciodată, totul e bun pentru că vine de la El care face totul perfect în fiecare clipă. Când cauți binele și plăcerea, primești răul și neplăcerea. Nu există bine și rău, lucrurile doar sunt cum vrea El. Nu se poate absolutiza nimic. În fiecare moment totul e bine așa cum vine, cu rău și bine, pentru că tot ce face El este perfect în fiecare clipă. Cred că depinde de valoarea pe care o dăm noi lucrurilor. Altcineva poate să nu pună în pictură acel lucru și nu există. Trăim ceea ce ne imaginăm, ce ne proiectăm. Că ei aici insistă să creeze o imagine și aduce credința, imaginea. Știu unde greșim și drama noastră este de la El. Nu există bine și rău. Ego-ul împarte, sufletul nu împarte. Greșim pentru că noi căutăm un bine în orice și eliminăm rău. Dar nu există bine și rău, totul doar este. El joacă toate rolurile. De la împărțire pornește suferința. Fără împărțire, nu e un eu care să sufere. Nu mai este, dispare eul și real, adică dispar situații de viață care vin pe invers. Oamenii dispar, noi determinăm forma vieții, după ce zicem că e bine sau rău. Observi, creăm realitate, oameni, situații, suntem chiar El. Funcție de ce zicem, depinde de cum înclinăm balanța. Oricare parte generează inversul. Exteriorul ne va lovi pe invers. Dacă alegem binele, ne vine rău. Bine pe o parte, vine rău pe partea cealaltă. Dezechilibrează balanța. Soluția ca să se oprească atacul din față, să nu înclinăm balanța. Adică să înțelegem că totul e bine în fiecare clipă pentru că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte. Nu e nimic mai bine decât altceva. Fiecare afirmație creează o altă lume, o altă direcție. La vorbire să fim atenți, să nu zicem că numai așa sunt lucrurile, că atunci creăm inversul. Nu putem spune că numai așa. Putem spune și asta, dar și invers. Asta aduce liniște, fericire. Acesta este Dumnezeu. Și așa și invers. Suferința pornește când zicem numai așa și apare durerea. Ea ne arată că nu e adevărat ce spunem. Cum înclinăm balanța și spunem numai așa, pe loc nu e adevărat. Și aici pornește drama. Dacă ne-am poziționat, creăm real în viață inversul și pornește împotriva noastră după 10 secunde. Eram odată într-un magazin și atunci am zis numai așa este. În clipa aceea a pornit o durere în mine și un zgomot în cer și am renunțat repede. Și am spus, și așa e adevărat, dar și așa. Și s-a oprit huruitul în cer. Să nu fim pe o parte sau alta. E foarte relaxantă această înțelegere. Să observ cum vorbesc cu oamenii. Ei zic, numai așa e bine. Atunci în minte zici și invers e bine. Altfel te lovesc. Acesta este diavolul. Ceva mai sus decât altceva este numele diavolului. Pare cu bune intenții, dar dacă suntem pe o parte, este diabolizare. Niciodată să nu zicem numai așa. Că ne facem un ideal. Știi de ce? Că nu se poate pune nimic mai sus decât el. Așa cum a spus în prima poruncă, nimic mai sus. Dumnezeu este și plus și minus. În același timp, ar fi suficient să fim atenți, să nu absolutizăm o parte, orice parte. A cădea și a nu cădea este divinul. Nu putem spune că numai a nu cădea. E și invers corect. Nimic mai sus înseamnă Dumnezeu. Acesta este numele Lui. Nu putem spune numai incomodul e bine. E bine și comodul. Noi mereu le excludem. Ce nu ne convine, respingem. Și apoi vine ceea ce am respins împotriva noastră, ca să ne echilibreze, să ne ducă în neutralitate. Noi am zis că numai așa, iar ce am respins, acum trăim. Suntem sub conducere divină din plin. Trăim ce am respins.
Dacă mă opun, apare suferința. Este el și forma acestui corp. Și nu pot să spun că face ceva rău, că îl condamn pe el. Și el nu greșește, nu pot să-l corectez și să-i zic că nu face ceva bine. Numai cu Dumnezeu ne certăm. Suntem nemulțumiți numai de el, suntem supărați numai pe el. Pentru că nu știm că el este și bine și rău. În fiecare clipă totul este bine și rău în același timp. Când înclinăm într-o parte și zicem că numai așa și alegem un bine pentru noi, atunci inversul este adevărat. Nu există nimic absolut. Nu se poate idolatriza nimic din lumea aceasta. Noi fiind ființe ale cerului venim din altă lume și nu cunoaștem împărțirea și nu putem împărți, dar venind aici uităm. Eu dincolo nu ziceam niciodată că așa e bine, așa e rău. Era bine oricum, dar dacă înclinăm balanța într-o parte și spunem că numai așa e bine, e și invers. Creăm inversul care vine să ne echilibreze. Când suntem dezorientați, fermitatea este necesară. Sunt două feluri de a privi viața, echilibrând opusul. Noi avem impresia că facem ceva din voința noastră, dar nu este așa. El echilibrează totul prin noi. Dacă El este mereu cel care lucrează prin noi, nu putem spune că nu face ceva bine. El face și desface. El asupra Lui însuși. Este doar o problemă că noi credem că suntem un eu care alege. Nu alegem noi, ci El. Iubirea pură e plus și minus. Asta este puritatea. Nu numai o parte, pentru că El este cel care acționează. Dacă nu am crede că suntem un eu, dispare împărțirea și totul devine El pe loc, fără calități. Când zicem că numai așa e bine, noi devenim diavol, cu binele în mână. Când zicem că numai Iisus te mântuie, gata pe loc, ne-am diabolizat, pentru că îl urâm pe cel care nu e de acord cu noi. Deci întotdeauna ce punem mai sus ne diabolizează, pentru că a zis în prima poruncă, nimic mai sus decât mine nu există. Neîmpărțirea e bună când toată ziua împărțim. Dacă ne ajungem să le excludem și să le desconsiderăm pe cel care împarte, am devenit poziționați ca și celălalt și ne-am diabolizat. Nu putem spune nimic că e mai bun mai sus decât altceva. La divin totul este egal. El nu este părtinitor. Ce frumoasă înțelegere! Nu putem spune niciodată că e ceva mai sus, mai bun, pentru că pornește inversul să ne ducă în neutralitate. Dar observ oamenii radicali pe o parte. Ei sunt ființe ale întunericului. Diavolul este cel care absolutizează părți, idealuri, principii, virtuți și reguli, ori binele său. Omului Dumnezeu nu își apără binele, doar dăruie. Și chiar dacă devenim diavol, tot el devine. Îl iubim și pe diavol așa cum este. În dual, inversul a ceea ce noi absolutizăm este nevoie. Dar după ce am echilibrat înțelegerea că el este și negativ, atunci intrăm în neutralitate și îl putem cunoaște pe Dumnezeu. Numai atunci. Dacă nu echilibrăm poziționarea, ne va veni din față o neplăcere. Ni se vorbește numai polarizat și gândim numai polarizat și nu știm să evadăm din polarizare. Ne-au manipulat și ne-au făcut ființe limitate, poziționate. Și noi nu suntem așa. Doar suntem ținuți polarizați, adică divizați și absolutizăm o parte și urâm pe cealaltă. Miliarde de oameni diabolizați. Ce tare au fost ei! Aceia care au scris acestea sunt într-adevăr foarte tari. Au știut să ne distrugă perfect și de aceea sunt aleși. Toată înțelepciunea lumii este polarizată. Totul vine de sus. Nu avem cum să găsim drumul. Numai de la el vine totul. Și asta înseamnă că este continuu cu noi și ne susține în tot ceea ce face. Tot ce ni se întâmplă este o mare binecuvântare. Lumea este ținută așa strâns într-un lagăr conceptual unic și nu poate să iasă de acolo. Ar trebui păreri diferite și ar ieși, dar nu îl vor lăsa. E o eliberare pentru noi în momentul în care scăpăm de împărțirea în bine și rău. Când urești pe Dumnezeu, îl urești când spui că ceva e rău, spui că El
nu face lucrurile bune și asta nu se poate. Dacă nimic mai sus decât El nu există, atunci nimic din ce spunem că ar fi mai bine nu e adevărat, pentru că ar contrazice primordialitatea divină și asta nu se poate. Numai diavolul zice că ceva nu e bine, sufletul zice că totul e bine și divin așa cum este. El nu vrea să schimbe sau să corecteze nimic. Neîmpărțirea e bună când toată ziua împărțim, dar când ajungem să-l excludem și să-l desconsiderăm pe cel care împarte, am devenit poziționați ca și celălalt și ne-am diabolizat. La divin totul este egal. Noi avem impresia că facem ceva din voința noastră, dar nu este așa. El echilibrează prin noi. Dacă El este mereu cel care lucrează prin noi, nu putem spune că nu face ceva bine. El face și desface. El asupra Lui însuși. E doar o problemă că noi credem că suntem un eu care alege. Nu alegem noi, ci El. Întotdeauna când vrem ca lucrurile să fie cum vrem noi, vor fi invers. Dumnezeu acționează mereu, făcând rău ego-ului nostru. Problema este să înțelegem doar că El este Cel care face rău sau nu face rău. Și că e bine orice se întâmplă, pentru că este alegerea Lui, El îmi face întotdeauna ceea ce vrea și nu putem să schimbăm nimic. Orice face El este bine așa cum este și nu e nimic de schimbat din ceea ce deja este. Sufletul nu împarte. Greșim pentru că noi căutăm un bine în orice și eliminăm răul. Dar nu există bine și rău, totul doar este. El joacă toate rolurile, de la împărțire pornește suferința. Fără împărțire nu e un eu care să sufere. Dispare eul real. Oricare parte generează inversul. Soluția ca să se oprească atacul din față este să nu înclinăm balanța într-o parte, adică să înțelege că totul e deja bine. Fericirea este pierderea eului. Suferința pornește când zicem că numai așa este. Atunci apare durerea. Ea ne arată că nu e adevărat ce spunem. Ar fi suficient să fim atenți, să nu absolutizăm o parte. Suntem sub conducere divină din plin. Trăim ce am respins. Cu cât viața este mai modestă, mai simplă și mai smerită, cu atât Dumnezeu este mai aproape de tine. Noi, fiind ființe ale cerului, venim din altă lume. Nu cunoaștem împărțirea și nu putem împărți. Dar venim aici și uităm. Iubirea pură e plus și minus la un loc, pentru că El este Cel care acționează. Dacă nu am crede că suntem un eu, dispare împărțirea și totul devine El pe loc. Cine este diavolul? Este virtutea, idealul, principiul filozofic sau religios pus mai sus, regulile și binele propriu pus mai sus decât viața, decât Dumnezeu. Acesta este diavolul. Să se știe, tot ce pui mai presus decât Dumnezeu, care este viața, care vine din față, indiferent cum este și ce rol joacă, este diabolizare. Omul diabolizat, radicalizat, extremist, poate ucide foarte ușor viața. Să te ferești de el. Are răutate nemăsurată, cruzime, este nemilos și urăște iubirea, adică pe Dumnezeu. Tot ce nu este iubire este diavol. Ura, mânia, furia și supărarea sunt corpul eteric al diavolului. Prezența și acțiunea lui, reacția, ripostă, agresivitatea, răutatea, atacul și apărarea, absolutizarea unui ideal sau reguli sunt corpul fizic al diavolului. Ferește-te de acești oameni, îți vor face veșnic rău. Întotdeauna primim ceea ce suntem și ni se face ceea ce am făcut noi altora. În dualitate, nu vrea El prin tine. Non-dualitatea nu se folosește decât când am echilibrat balanța în dualitate. Până noi echilibrăm, noi nu îl vom vedea pe Dumnezeu. Cine pune idealul și reguli, virtuți și principii sau binelui pe primul plan, este supus lui Satan.